Suntem o generație obosită. Constat că alergăm mereu, mereu. Vrem să realizăm lucruri mărețe, dar ne îndepărtăm de Dumnezeu. Suntem o generație isteață. Avem răspunsuri la multe întrebări. Știm multe din tainele terei, dar sufletul ne moare în căutări. Suntem o generație globală, fără prea multe granițe și vămi. Ne deplasăm în voie pretutindeni, dar transportăm în noi atâtea răni. Suntem o generație modernă, non-conformism. Plăcere ni se spune, vrem să obținem totul de la clipă, dar clipele sunt rele, nu sunt bune. Suntem o generație teatrală, purtăm atâtea măști că nici nu știm. Ne înșelăm pe noi, poate pe alții, dar în final, dând masca jos, murim. Suntem o generație confuză, de atâtea teorii ne-am încurcat. Nu ne mai place bun, nici bunătate, nu mai apreciem ce e curat. Și totuși, suntem o generație iubită, iubită de Hristos și Sfântul Tată. Azi încă ușa Harului este deschisă și viața noastră poate fi schimbată. Suntem o generație aproape de ceasul revenirii lui Hristos. Veniți să ne smerim într-o căință, să ne legăm de jertfă prin credință, ca harul să ne fie cu folos. Mă gândeam dacă să iau cu mine telefonul și să pornesc cronometru sau nu. M-am uitat la domnul profesor și mi-am dat seama că este atât de fain să-l iei și să nu-l folosești. Trăgând cu ochiul în timp ce trăgeam cu urechea, mi-am dat seama că oricum de la un moment dat se întunecă ecranul și nu mai vezi nimic și ești așa de liniștit. Ca norocul și vreau să vă mai liniștesc, ochelarii mei sunt de distanță, deci oricum nu văd aproape. Vă invit să vă puneți centurile de siguranță, dacă n-ați făcut-o deja, și să vedem încotro. Adică, asta este întrebarea cu care m-ați provocat voi, încotro. Greșeala voastră a fost că nu v-ați documentat. Eu sunt omul care am foarte multe întrebări și prea puține răspunsuri. Așa că la întrebarea voastră, dacă erați cumva confuzi, o să vin eu cu foarte multe întrebări. Și prima mea întrebare o să fie, cine întreabă încotro? Pentru că dacă mă întreabă un tânăr care chiar își dorește o viață de familie binecuvântată de Dumnezeu, o să spun, nu e negociabil. O singură direcție este pentru familia binecuvântată. Familia heterosexuală, așa cum o găsim în Sfintele Scripturii. Dacă mă întreabă niște părinți interesați ca Dumnezeu să le folosească copiii, nu alții, pentru că singurul care poate folosi pe cineva și nu este josnic termenul în contextul respectiv, este bunul Dumnezeu. Dacă un părinte spune, cum să-mi cresc copiii ca Dumnezeu să-i folosească? O să spun, există o singură direcție. Ridică-i, învață-i în principiile Sfintelor Scripturii. Dacă mă întreabă patriotul ceva, știu ce să-i răspund. Dacă mă întreabă cetățeanul european, răspunsul s-ar putea să fie diferit. Dacă mă întreabă creștinul, răspunsul va fi total diferit. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care întreabă un cetățean european, încotro, răspunsul mi se pare foarte clar și simplu. Te duci în direcția în care faci bine comunității mari din care faci parte.
Dacă vine în schimb și mă întreabă un egoist încotro să meargă, răspunsul o să fie: te duci în direcția care îți face bine ție. Dacă mă întreabă un familist în ce direcție încotro, ea spune: ar fi ideal să te duci într-o direcție în care întreaga ta familie culege roadele. Dacă mă întreabă un patriot, un român încotro, o să vă dau în seara aceasta un subiect de rugăciune și de meditație. Sigur, aș vrea să vă gândiți și la persoana pe care o întrebați. N-aș vrea să mintesc în seara aceasta că atunci când un orb cere îndrumare de la un nevăzător, s-ar putea să aibă ambii un sfârșit tragic. Și atunci, eu în seara aceasta vă invit să decideți în ce calitate întrebați, pentru că atunci voi încerca să vă dau răspunsul. Vreau să vă spun ceva ce am găsit recent în Scriptură, nu știu de ce n-am văzut niciodată, deși am văzut. Eu presupun că voi sunteți aici și pentru că doriți binele României. Asta este presupunerea mea, sigur, unul dintre gravele păcate ale vorbitorilor. Ei presupun că dumneavoastră așteptați să vă ținem un speech de o oră și 20 de minute și noi ne cerem scuze că nu putem decât o oră. Deci, presupunând că sunteți aici pentru binele României, vreau să vă duc puțin în istoria sacră. Și m-am gândit la următorul aspect. Neînțeles la început, dar înțeles la final, Dumnezeu vrea să salveze națiunea evreilor de foametea din Canaan. Și soluția vine printr-un tânăr care s-a maturizat, unde? În diaspora. Și soluția lui Dumnezeu pentru poporul ales, familia aleasă la momentul respectiv, este un tânăr care și-a început viața în familia părintească, dar s-a maturizat și s-a pregătit pentru procesul salvării în diaspora. O să vă aduc aminte că evreii cresc enorm de mult în Egipt. Și te aștepta ca salvarea lui Dumnezeu pentru cei din Egipt să vină din Egipt. Interesant pentru mine că salvarea vine prin omul lui Dumnezeu Moise, care s-a pregătit sau și-a luat diploma finală, unde? În diaspora madianită. Probabil vă dați seama că dacă vorbim de Ierusalimul dărâmat, templu distrus, haosul, mizeria ce era în cetatea sfântă. Când se pune problema rezidirii templului și a restabilirii vieții duhovnicești din Ierusalim, știți de unde vine soluția lui Dumnezeu? Vă spune ceva numele Zorobabel, Ezra, Neemia, Iosua, etc.? Există un cuvânt pentru ei, diaspora. Și dacă ne uităm la profeți pe care Dumnezeu îi folosește, o să vedem că sunt profeți pe care Dumnezeu i-a pregătit și i-a folosit în diaspora, indiferent pentru cine era mesajul. Acum, din punctul meu de vedere, eu cred că pentru voi cei de aici și nu numai, a sosit vremea să luați o decizie. Și eu o să fiu foarte tranșant, este umila mea părere, care m-aș bucura să rămână concluzia pentru voi, dar nu vă pot obliga. Părerea mea personală, este vremea să luați o decizie. Unii dintre voi ați plecat din România cu dureri mari sau cu vise mari. Ați trăit probabil telenovele, drame pe care nimeni nu le poate regiza, ați avut și experiențe frumoase. Bănuiesc că cei mai mulți nu v-ați despărțit de România și ați avut etape. În prima etapă trimitem niște bani în România, apoi mai facem o investiție în România. Probabil că după 30 de ani vă întrebați încotro,
dacă mai merită în vacanțe să ștergem paiangenii din vilele din România sau să petrecem vacanțele altfel. Rugămintea mea ar fi oarecum să vă decideți, pentru că totuși în două bărci nu o să puteți vâsli prea bine. Dacă decideți să fiți cetățenii Europei, trăiți în Europa, iubiți Europa și pregătiți-vă pentru Europa. Dacă vă hotărâți să fiți totuși oamenii României, românii României, va trebui să luați o decizie ce înseamnă viața mea legată de țară și implicarea mea în locul acela. O să vă fac următoarea mărturisire. Eu nu pot să spun că sunt un patriot, dar nici n-am plecat din țară. Și vreau să vă spun că multă vreme am avut speranțe că România se va schimba. Iertați-mi durerea, dar în urmă cu câțiva ani mi-am dat seama că dacă Dumnezeu nu mai face o minune, România în afară de rău nu se mai schimbă niciodată. Și unii veți fi de acord cu mine că de asta ați plecat în ultimii ani din România. Și totuși, eu cred că există o soluție pentru România. Dar ascultați-mă, este părerea mea personală. România, prin ceea ce are înăuntru, doar prin românii de acasă, nu se schimbă în vecii vecilor. Să dea Dumnezeu să greșesc, că aș fi singurul greșit și toți ceilalți ar fi fericiți. Nu avem puterea, pe N motive, și nu o să vă răpesc timpul, nu avem puterea să ieșim din cercul vicios în care suntem, indiferent de ce viață și de ce domeniu vorbim, dimpotrivă am demonstrat că ne ducem în jos. Și România, dacă o lăsați să meargă doar pe ce are în interior, nu vă așteptați la bine, că nu o să vină. Am început să mă gândesc la un lucru după ce m-ați invitat la conferință. Dacă România nu s-ar putea bucura de un program 3D, și cred că șansa României ar fi Dumnezeu, cu mila și cu bunătatea Lui, diaspora și dedicații din România. Că nu toți cei care sunt în România sunt dedicați României. Unii sunt acolo că nu au nici curajul, nici puterea, nici posibilitatea să plece. Dar în timp ce în țară sunt oameni dedicați, eu cred că în diaspora sunt oameni pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. Acum, ca să nu vă dau eu soluția, o să vă spun cum văd eu varianta la răspunsul sau la întrebarea creștinului încotro. Noi am pierdut mult din noțiunea de creștin. Deseori pe Dumnezeu îl vedem mai mult o slugă decât un stăpân. Și dacă ne întoarcem la adevărul creștinismului, Hristos este viu și El ar trebui să fie Domnul vieților noastre. Și nouă n-ar trebui să ne fie rușine, precum lui Pavel, să spunem suntem robi, sunt sluga lui Hristos. Care este provocarea mea pentru mine, ca să nu vă supărați prea tare pe mine și să aruncați cu roșiile care nu le aveți la dumneavoastră? Să stați înaintea lui Dumnezeu cu seriozitate și să vă întrebați și să-L întrebați, Doamne, încotro? Dacă vă pasă de România, vreau să vă spun că în diaspora din istoria sacră au fost două categorii de oameni. Există o expresie care se repetă când vorbim de întoarcerea înapoi în Israel, întoarcerea la Ierusalim. Oameni și familii pe care le-a mișcat și le-a convins Duhul lui Dumnezeu. Cum înțeleg eu aceasta? Că au fost unii care au rămas în diaspora, nu că n-au ascultat de Dumnezeu. Pentru că în mod intenționat n-am vrut să o menționez pe Estera și pe alții care au fost folosiți de Dumnezeu afară din țară și nu s-au întors niciodată în țara lor. Estera salvează națiunea rămânând la dispoziția lui Dumnezeu în diaspora, în locul în care era. Deci până la urmă, la întrebarea încotro, dacă este o întrebare cu toată sinceritatea, va trebui să vă răspundă stăpânul vieții voastre.
Dacă voi sunteți stăpânul vieții voastre, ascultați de voi. Dacă alții sunt stăpânii vieții voastre, ascultați de ei. Dacă ne întoarcem noi la baza credinței creștine și spunem Hristos este stăpânul vieții mele, s-ar putea unora Dumnezeu să vă spună te întorci în România să fii primar în localitatea din care ai plecat, că nu ți-a plăcut. Te întorci în România să fii prefect, te întorci în România să fii președinte, te întorci în România să fii cel mai tare businessman, te întorci în România să fii profesor în universitate, te întorci în România să faci ce ai aștepta să facă alții acolo și n-au făcut-o niciodată. Că nu au curaj sau nu au înțelepciune. Alții s-ar putea să spuneți, Dumnezeu nu mă călăuzește să mă duc fizic acolo. Dar voi aveți prieteni, voi aveți cunoștințe, voi aveți rudenii pe care ar trebui să-i influențați. Dragii mei, am crescut în biserică și la noi în adunare era studiu biblic și era o găselniță, nu știu de unde, când cineva se ridica încercând să facă pe Modestul, spunea, știți frați și surori, eu nu vreau să vă influențez. Țăranul din mine mereu îi venea să spună țăranului, stai jos. Deci nu înțeleg de ce te ridici dacă nu vrei să influențezi. Eu vreau să fiți o generație care să influențați. Și dacă Dumnezeu vă va chema să rămâneți aici în ascultare de El, încercați să influențați pe românii din România să meargă în direcția care trebuie. Dacă ne interesează doar partea materială, ceea ce de multe ori ne interesează, am pierdut ce am avut mai scump. Am pierdut direcția și inima care trebuie să se inspire din modelul lui Hristos. Pentru că așa cum spunem noi altora, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea și toată Europa dacă își pierde sufletul, să nu ne trezim noi în această capcană. Nu sunt pentru sărăcie, dar nu cred că un creștin trebuie să fie mânat în primul rând de ceea ce se vede, de ceea ce are, de ceea ce trăiește aici, pentru că noi suntem cetățenii unei lumi veșnice prin Harul lui Hristos, trăim pentru o vreme în generația noastră să ne împlinim menirea. Și dacă nu vom influența noi în direcția credinței, a caracterului, a seriozității, nu va influența nimeni. Durerea mea este că au trecut minutele și am făcut greșeala să-mi pornesc ecranul. Durerea mea că noi creștinii, asta este experiența mea, putem petrece ore întregi să vorbim despre ei, ce fac ei și ce nu fac ei, cum fac, toate celelalte, dacă jumătate din energie ne-am folosit nu să-i criticăm pe alții, ci să facem noi ce trebuie, lumea s-ar schimba. Am o rugăminte. Haideți să decidem împreună dacă mai suntem sau nu creștini autentici. În momentul în care suntem creștini, nu mai putem negocia nimic decât ne așezăm în fața Hristosului viu și precum Saul din Tars spunem întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Hristos s-a descurcat cu toți să-i îndrume. Se va descurca și cu mine și cu tine. Încotro, pe urmele lui Hristos, în ascultarea lui Hristos și în cele duhovnicești și în cele din vremelnicie. Vă mulțumesc frumos, așa să ne ajute Dumnezeu.